ziua, bună ziua, bună ziua. Haideți că vreau să vă strângeți cu toții aici, că vreau să vă dau o veste bună. Vreau să vă dau o veste bună. Am o veste bună pentru voi. Vreau să vă strângeți cât mai mulți aici, să pot să o spun. Fac acest live pentru că vreau să vă dau o veste bună. O veste care o să vă placă. Se primesc foarte des oane, o anume întrebare și e momentul să vă spun. Vreau să vă anunț. Vă mai țin puțin pe foc. Când o să fim peste 1500 de persoane, o să vă dau o veste foarte bună. O veste care o să vă încânte cu siguranță. O veste care o să vă bucure pe toți. Haideți că suntem 1000. Haideți să ne strângem cât mai mult, pentru că am o veste bună pentru voi. Ce să fac? Am coborât să mănânc ceva și am intrat să vă dau o veste. Te pup, Nicola Sax. Uite, am intrat aici să dau o veste oamenilor. O veste care... Sunt întrebat în continuu, în continuu. Și astăzi vreau să-i anunț, să le dau această veste. Ovidiu, ești pe aici? De Santo? Dacă ești pe aici, scrie ceva, frate, ca să te văd. Nicolas, dăm cerere să te bag în direct. Auzi, Nicolas, dăm cerere să te bag în direct. Să-mi dai cerere să te bag în direct, dar stai că mi s-a... Sunt prea multe cereri, fraților. Mama mia! Băi, mi s-a blocat chestia asta, nu pot să apăs pe ea, să bag în direct pe nimeni. Sunt aici împreună cu Benny. Și cu mocanul vostru, de care mă tot întrebați. Da, să vă cumpărați tricourile cu mânzu. Nu e problemă, că face altele, nu? E, din păcate, nu pot să apăs pe fețele astea două. A, gata. Hai. Nicolas.
Se așteaptă sosirea lui Nicolas. Hai, Nicolas. Am încă nu am eu răbdare, anunț. Vreau să vă anunț că mai trebuie să intre 250 de persoane ca să vă dăm anunț. Dragii mei, sunt colegului de cameră de aseară, trebuie să zic ceva și vă foarte, foarte important. Mai mult, ți-am arătat răbdare în cel. Păi ți-am dat, Nicolae, invitație, nu știu de ce nu ți apare. Apăsat la pier. Am apăsat, dar am trimis invitație. Se așteaptă să intre el, dacă ce. Nu mi-ai dat o dată. Nicolae, nu știu de ce nu merge. Încerc acum încă o dată. Hai. Ți-am trimis acum. Iar, dacă nu merge, dau eu drumul. Hey. Gata, ai intrat. Good morning, my neighbors. Good morning. Te-am văzut că a intrat și domnul Ovidiu de Santo. Ah, a scris ceva, a scris salut. Salut. Cred că vreau să facem cu el în direct, dar nu știu, eu nu găseam. Cred că abia a intrat. Vă pup, ce faceți? Vă pupăm. Eu care te pup și pe tine, și pe Beni, vă pup pe amândoi. Și pup și eu zic frumoasă, te pupă. Eu împreună cu Nicolae vrem să vă dăm o veste foarte, foarte, foarte bună. Pentru că avem 1500 de persoane aici. Vrem să vă anunțăm că astăzi va fi premiera clipului nostru pentru tine. Bine, bine! Apare piesa! Astăzi o să apară piesa pentru tine 100% și sper să vă placă, pentru că foarte, foarte, foarte mulți oameni mi-au dat poate sute de mesaje, mii de mesaje în care m-au certat că i-am mințit că apare piesa marți, miercuri, nu a apărut. Îmi cer mică scuze, îmi cer scuze și numele lui De Santo, a avut foarte multă muncă, iertați-ne nu s-a putut, dar astăzi mi-a spus De Santo că o să apară piesa, sigur. Și o să vă încântăm cu această piesă. Vreau să vă mai anunț că sâmbătă, duminică și luni, eu împreună cu Nicolae vom avea concerte în Germania. Germania și Elveția. Club România de Lux, Focus, la Privilege și Empire. Și la Empire. Da. Noi vom fi 22, 23, 24 acolo. De data de 24 vom fi la România de Lux. Sâmbătă vom fi la Privilege sau la Empire? Sâmbătă la Empire, duminică la Privilege. Să vă așteptăm un număr cât mai mare acolo. Veniți. Și stați cu ochii pe noi astăzi, pentru că va apărea piesa. O să dau și eu, și Nicolas, și Mocanu, dacă vrea. Și Beni. Ia arată-l pe Mocanu. Mocanu este încomentat la ora asta. A, el mai cu mâncare, opa. Zic eu, drogă, fami, Nicolas. Ce faci viața mea? Am găsit
Dar poate după ce termine acum cu Nicola Fischer din nou. Trebuie să mă întorc. Da, și eu. După ce mâncăm, mergem la cumpărături. La shopping. S-au sus, frate, dar m-au înjurat. Nu mai înjurat, nu erau oamenii, nu-i frumos. De câte ori m-au auzit cum îți vorbește cineva de rău de la zi? Nu este frumos. Ați auzit? Nu este frumos. Păi, hai, m-am zis că este frumos. Ce este? Am intrat să vă fac acest anunț pentru toți cei care m-au întrebat și mă simteam vinovat că nu puteam să le dau un răspuns. Acum pot să le dau un răspuns.